Relaxarea ne poate costa scump, iar nerespectarea recomandărilor ar putea duce la o agravare a situației epidemiologice din țară. Săptămâna aceasta a fost înregistrată o creștere semnificativă a numărului de cazuri de COVID-19 comparativ cu săptămâna trecută. Astfel și rata de contaminare s-a mărit cu aproape 2%. Concetățenii și-au făcut mendrele așa cum au considerat ei de cuvinți că este corect să facă. Au făcut și zile onomastice, au făcut și alte ceremonii fastuoase, au ieșit la grătar. Stați acasă înseamnă stați acasă. Și chiar dacă am acceptat plimbările, le-am desemnat clar cum. Membrii familiei separat de alte procese care duc la aglomerare. În acest context, șeful ANSP a reiterat că nu este cazul să sărbătorim blajinii așa cum se planifica de ISPAS. Poziția mea de epidemiolog, de specialist, ar fi să ne abținem de la această sărbătoare și să-i pomenim pe cei trecuți în lumea celor drepți cu altă ocazie și alt fel. Mă tem că capacitățile spitalelor pur și simplu nu o să reziste. În trendul ascendent a evoluției, relaxările și relansările sunt vicioase. Conform datelor, până în prezent au fost înregistrate peste 6.700 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. Din totalul persoanelor infectate, 50% s-au vindecat. Totodată au fost înregistrate 234 de decese, după ce azi dimineață a mai murit un om. 266 de pacienți sunt acum în stare gravă.